seara, stimați spectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Reușita. În această seară vom discuta despre un domn care de-a lungul vremii este cunoscut cu siguranță în peisajul județului Prahova. A fost unul dintre cei mai mari conducători, dacă putem spune așa, ai ceea ce a însemnat sistemul de petrol din județ, mai precis de la Boldești. Și ne bucurăm foarte mult pentru că atunci când a fost ziua orașului Boldești anul acesta, ne-am reîntâlnit după o perioadă lungă de timp. Exact. Așa, și v-am cerut permisiunea să facem o emisiune vis-a-vis de viața dumneavoastră, care ați dedicat-o 100%, am putea spune, sau poate 1000% petrolului și industriei de petrol. Îl avem alături de noi pe domnul Corneliu Danțov, vă spunem bună seara și bun venit la emisiunea noastră. Bine ați venit și bine... Și îmi pare bine că s-a mai gândit cineva și la mine, după atâta timp. Da. Aș vrea să ne spuneți, pentru că suntem la dumneavoastră aici la Boldești, practic aici v-ați consacrat, dacă putem spune așa, de aici ați lucrat, aici ați ieșit și la pensie, sunteți și cetățean de onoare, am văzut, al acestui oraș. Care au fost primii pași ai dumneavoastră, de unde această dragoste pentru industria de petrol? Da. Vă închipuiți că acești pași au fost făcuți cu foarte mulți zeci de ani în urmă. Exact. Până 1946-47. Deci familia mea... Imediat după război. Da. Familia mea din partea tatălui, de exemplu, toți petroliști. Scuzați-mă. Ceferiști. Toți ceferiști. Inclusiv tata. Mama a fost casnică și am cam pelindat în toată țara, ne-am plimbat datorită activității de petrol, de învățat cu petrol, tot petrol îmi vine. Am pelindat toată țara aproape cu activitatea tatălui meu prin CPR. Ultima dată s-a oprit în 1946 la Ploiești. Și am făcut, cum era pe vremea aceea, gimnaziu unic, clasa a 3-a. Am început-ul la aiut, vă rog să fiți atenți. Am început-ul la aiut pentru că stăteam în Teiuș de Alba. Și apoi, după o lună sau două, pusesem înscris la liceu, un liceu serios, catolic, Titu Maiorescu din Aiud. Și făceam naveta la Teiuș, pus la dispoziție de CPR un vagon și o locomotivă care ducea toți elevii din Teiuș la Aiud și după la ora 13-14 ne reîntorcea la Teiuș. Ce vremuri erau atunci cu... Ce vremuri, pe de asta vreau să vă explic treburile astea. Am plecat de la Teiuș, am plecat, v-am spus, după o lună sau două, la Miercurea Ciucului. Și acolo am continuat clasa întâia de gimnaziu unic, cum se numea atunci, și într-un liceu de 4 clase, atât, făcut într-o casă particulară. Clasa în care eram eu, eram 10 inși într-o singură bancă care era de-a lungul camerei. Lângă această casă era liceu maghiar cu 2 sau 3 etaje, cu elevii cu șepci roșii în cap. În fine, am terminat, în timpul cât am fost la școala aceasta, preotul care ne preda religia pe timpul ăla m-a luat ca ajutor în biserică. Și eu mă duceam, deschideam ușa, eu eram cu anafora, eu eram cu vinul, eu eram cu toate pe biserică, îmbrăcat într-un costum, ca și a părintelui, dar era mai pe dimensiunea noastră cât eram ca copil. Eu trăgeam clopotele, biserica aceea, acum la Miercurea Ciuc, a devenit catedrală a mitropoliei de Ciuc-Covasna. De la Miercurea Ciuc am trecut la Ploiești. Deci aici se face ruptura. Și am venit în clasa a 2-a, gimnaziu unic,
la liceu Petru și Pavel, care se găsea în ramura care, sau în, da, ramura pot să-i zic, sau latura, Aripa care. aripa care mai rămăsese după bombardament din vechiul liceu Petru și Pavel, după bulevardul unde e acum liceul Mihai Viteazu. Și am făcut clasa a doua. Urmează reforma învățământului din 1947, după câte mi-aduc aminte. Terminăm cu gimnaziul unic, terminăm cu partea asta și zice, acum trecem la școala elementară. Din clasa a doua de gimnaziu am trecut în clasa a șaptea elementară. Cum poziția casei noastre unde locuiam, era, a trebuit să mă înscriu la o școală, școala numărul 1 din Ploiești. Nu mai există acum. Era undeva pe unde ar fi, unde este, sau a fost, cât mai nici asta, Institutul Prahova de Proiectări. Cap acolo era școala noastră. Școala numărul 1. Care, de fapt, era o sucursală a școalii numărul 1, care avea sediu vis-a-vis de cinematograful Roxy, nu-l cunoașteți dumneavoastră, unde este școala sportivă de elevi, în centru. Foarte multe lucruri s-au schimbat S-au și. schimbat multe, da. Și Roxy era un cinematograf vis-a-vis de. Există și acum clădirea, dar, domnule, e casa învățătorului sau corpului didactic, nu știu ce mai e pe proiect. Și am făcut clasa a șaptea. În timpul clasei a șaptea a început să circulă zvonurile prin oraș. Care e mai bună școală după clasa a șaptea să o accesezi? Era liceu teoretic și a apărut școlile medii tehnice. Care e cea mai bună școală medii tehnică? Păi, petrolul, că petrolul e în Prahova, petrolul se vorbea de petrol tot timpul. Și atunci, marea majoritate, sau chiar toți, am trecut de la clasa 7, am venit să dăm examen la școala medie de petrol din Ploiești, care a pornit unde este policlinica aceea pe colț la radio Fosta Stadian, Policlinica Petrolului. policlinica petrolului, acolo am început școala. Deci iată că practic pe dumneavoastră tradiția de oraș petrolier a Ploieștiului v-a dus către această meserie. Exact. Am făcut școala mea de petrol 4 ani de zile, 2 ani umblând prin diverse clădiri din Ploiești, pe la Mociornița, care e pe lângă școala pedagogică, până acolo unde v-am spus, în actuala policlinică, până niște barăci, până s-a construit ramura dinspre bulevard a fostului liceu Petru și Pavel. Și clasele a treia și a patra din școala medie, anii Le-ați 3 făcut și acolo. 4, i-am făcut în noua școală. A fost oprit. Și la această școală, întreținută de Ministerul Petrolului, cu fonduri și fonduri, un exemplu vreau să vă dau, că am fost premiul întâi în toate clasele, dar în anul întâi, după ce am terminat școala mea de tehnică, la anul întâi, ca premiu mi-a dat hiutele. Păi hiutele, pe timpul acela, era dicționarul inginerului din toată lumea. Era o traducere din limba germană. Și cine se bătea pentru hiute? Practic, eu la vremea aceea când l-am primit, nu prea am înțeles ceva din el. De-abia mai târziu, când am ajuns la institut, am folosit și utilizat bine de tot acest hiute. Institutul pe vremea aceea era în București, nu era încă în Ploiești. Institutul era în București și în anul 3 sau 4, că 4 am făcut numai un semestru teorie și restul a fost practică pentru proiect, ne-a dus în București pentru o excursie și totodată ne-a plimbat, să zic așa, pe unde era Institutul de Petrol. Și pentru mine, când l-am văzut, am zis că e un templu, ceva, era lângă sala Dales. Acum este Institutul de Farmacie acolo. M-a impresionat tare această clădire
Și bineînțeles că am primit, datorită faptului că am avut note foarte bune, cam așa, cam 5 din fiecare clasă, ni se dădea repartiție la institut. La alții nu se dădea Era repartiție. un fel de admitere, dacă putem spune, nu? Da, s-a dat cu teze, cu tot, cu examen. Am dat, orarul l-am dat la vreo 7 materii. Intrat la un profesor la altul, așa merge. Ca la vizita medicală acum. Exact. Am dat terză și oral la eliminatorii, fără vizită, fără proba, cum se face acum, proba de Sportivă. sportivă, nu, fără nicio probă sportivă, a fost eliminatorii, teza de română și teza de matematică. Dezavantajul nostru era că teorie, matematică și română nu făceam prea. A trebuit să facem o pregătire înainte de a intra la institut. Alți colegi ai mei, care n-au avut repartiție, au găsit alte institute unde se admitea fără repartiție. Exemplu, Institutul de Agricultură de la Craiova, Institutul Maxim Gorki de la București, care dădea pe bandă rulantă profesor de limba rusă. Cam astea au fost institutele accesate de cei care au vrut să meargă mai departe și totuși eu am o amintire foarte plăcută sau foarte bine stabilită despre școala aceasta care a creat nu numai viitorii ingineri, dar a creat maestri de bună conduită, tehnică și chiar ca om, în toată România. Pentru că nu era numai școala noastră. La Câmpina erau două școli medii tehnice de petrol, mai era la Târgoviște o școală și mai era la Moreni altă școală. Deci toate erau concentrate în această zonă a țării. Era, da, și din ele am avut colegi care au ajuns directori în alte întreprinderi din țară, fie la foraj, fie la extracție, fie la trusturi, fie chiar ministru, cum a fost Murea, de exemplu, și așa mai departe. Bun, v-aș propune să luăm o scurtă pauză, pentru că ați trecut, iată, prin tot ceea ce a însemnat partea de pregătire de școală și o să vedem în partea a doua a emisiunii ce a însemnat pentru dumneavoastră efectiv integrarea în muncă, ce satisfacție ați avut, ce amintiri aveți și de ce nu poate ne spuneți la sfârșit care ar fi previziunile pentru viitorul petrolului românesc. Dar până atunci luăm o scurtă pauză pentru publicitate și ne întoarcem pentru partea a doua a emisiunii. Nu-ți este indiferent cum arată autoturismul tău, Spălătorii Auto Harold îți recomandă o strălucire impecabilă. Spălătorii Auto Harold vă asigură toată gama de operații specifice la standarde înalte. Spălătorii Auto Harold, prietenul autoturismului tău. Coralimpex, numărul 1 în activitățile de deratizare, dezinfecție, dezinsecție și tratamente fitosanitare, înseamnă că calitate la standarde europene la cel mai bun preț. Seriozitate, competență și profesionalism numai la Coralimpex. Vino la Lexis Ploiești pentru a învăța repede și bine o limbă străină. Cu o experiență de 20 de ani și recunoaștere internațională prin cursurile de pregătire pentru examenele Trinity și Cambridge, școala Lexis Ploiești oferă cursuri de învățare a limbilor engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă și greacă pentru copii și adulți. Lexis Ploiești, dedicată excelenței. Strada Democrației, numărul 24A, telefon 0244 542 303. De la 1 martie vă așteptăm și la cursurile de limbă italiană. Yeah.
Vrei să ai o dantură frumoasă și sănătoasă? Swiss Dent are soluția! Un zâmbet perfect creat cu materiale de calitate și tehnici moderne la prețuri accesibile. Swiss Dent este singura clinică din Prahova care dispune de propriul laborator cu tehnică dentară. Swiss Dent vă așteaptă în noua locație, în West Mall, șoseaua vestului numărul 1, etaj 5. Swiss Dent, clinica familiei tale. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Am revenit la emisiunea din această seară, partea a doua a ei. Alături de noi se află domnul Corneliu Danțov, fost director general la Schiela de Producție, nu? Așa îi spunea. Petrol. Petrol din Boldești-Căieni. Un nume de referință în istoria petrolului din județul Prahova. Ne-ați spus de unde această dragoste a dumneavoastră pentru petrol, cum v-ați perindat prin țară, tatăl dumneavoastră fiind ceferist, și ați umblat prin mai multe locuri. Ați ajuns la Ploiești, ați făcut Institutul de Petrol din București. Ce a urmat apoi? Era cu repartiție, nu pe vremea respectivă. Cu asta vreau să încep. Toți colegii sau toți studenții care termina facultatea avea repartiție în producție. Indiferent că era în București sau în fundul țării. Era cu prioritatea de buletin și alte criterii. Da. Și vreau să spun și altceva. Mai era un criteriu. Nu erau repartizați la institutele de proiectare sau de cercetare din primul an. Chiar dacă era cu diplomă roșie, cum să zice, cei primii care luau premiul întâi, să zicem așa, ci trebuia să meargă întâi în producție un an de zile și după aceea venea fie asta la institut ca să fie asistenți, fie să fie în cercetare, fie să fie în proiectare, în petrol. Deci neapărat trebuia o muncă de activitate în producție. Eu am fost repartizat în trustul Pitești. Colegii mi-au spus mai târziu că eram repartizat la Schela Băbeni. Schela Băbeni era în nordul Râmnicului Vâlcea, o schelă puternică, cu sonde pe mare presiune, probleme, dar pentru că părinții mei erau pensionari și probabil că am fost și eu mai apropiat de ei, că și în timpul facultății am făcut naveta, tata fiind, m-am spus, ceferist, aveam abonament gratuit pe CPR și mai mult făceam naveta Ploiești-București. Nu m-am dus după repartiție. Era posibil așa ceva? Era ca o frondă, așa să zic. Nu m-am dus după repartiție și m-am angajat la Banca de Investiții din Ploiești. Deci nicio legătură cu petrolul? Ba da. Foarte multă legătură. Banca de Investiții pe timpul acela avea un serviciu tehnic în care se compunea din ingineri din toate ramurile din industria românească. Constructori, rafinori, extracționiști. Și ei ducea lipsă de extracționiști, ceea ce era partea mea. Extracție și foraj. Și cu brațele deschise, m-a primit când avea om pe post. Cel care se ocupa de foraj și extracție, de investiții de foraj și de extracție, era o cunoștință de-a mea, un inginer, care terminase tehnologia la noi la institut, cu vreo 2 ani mai mare sau 3 mai mare ca mine. Și atunci el a fost bucuros. Bine că a venit Cornele, ia-ți forajul și extracția și eu rămân cu rafinăriile. Săracul a avut un necască. A fost o explozie într-un laborator de la rafinăria Teleaj, că a plecat de la bancă și a ajuns la Teleaj, la ars. Și 2 ani de zile am fost inspector, cum se numea, controlor tehnic principal la Banca de Investiții din Ploiești. După 2 ani de zile, un șeful serviciului de investiții de la Trustul Ploiești, domnul Gheorghiu, zice, domnul Danzo, vă rog să mergeți la Schela Boldești să lucrați. Păi de unde și până unde? Mergeți cu mine. Bine. Eu, bineînțeles, Boldești, Ploiești, stăteam în Ploiești atunci, foarte bine.
Și am ajuns la Boldești. Și aici am început de la prima secție, care începe când intri spre Boldești, unde sunt rezervoarele acelea, era secția de mișcare a țițeiului din Boldești, unde se strângea tot țițeiul din schelă. Deci șef de secție acolo și apoi am trecut în toate treptele până am ajuns director general. Muncă grea, de asta zic eu. Foarte greu am traversat perioada de început a pensiei. Un om care se scula la 5:30 și pleca la schelă și se întorcea, nu se știe când. Când participam la toate acțiunile din schelă, din punct de vedere al producției, la operații, la... Să vii după aceea să te brusc, să treci pensionat, să nu faci nimica, să nu știi nimica din gospodărie, că totul a fost pe umerii soției mele. Și vreau să și acum fac o mică paranteză, venind în Boldești, mi-am găsit și dragostea mea și ne-am căsătorit în Boldești. Dânsa făcea naveta la Ploiești, lucra... Și dumneavoastră făceați naveta din Ploiești la... Da, tot așa, tot da, amândoi stăteam în Ploiești, dar mergeam cu aceeași mașină, cu autobuzul care era gratuit, mergeam în... veneam la schelă. Și iată, ați ajuns 50 de ani de căsătorie? Acum am de fapt vreo 52-53. Mulți înainte. Vă mulțumim, la fel. Și... parcurgând toate secțiile și toate treptele cu multă conștiinciozitate și vreau să spun că am răbdat multe lucruri neplăcute din partea unuia dintre șef, nu-i pronunț numele, am răbdat față de alți colegi ai mei care au plecat din schelă cum a putut mai repede ca să nu mai aibă contact. Eu am răbdat, am mers în continuare mai departe, până la urmă el a plecat și a căzut și m-a ridicat și mai mult. Cu o singură pauză de un an de zile când am lucrat în Sahara la circa 1900-2000 de kilometri de Alger, în mijlocul Saharei, la El Amenas. Cum a fost această experiență? Ce vă mai aduceți aminte de atunci? Foarte frumoasă. Atunci mi se părea grea, dar foarte frumoasă. Noi ne-am dus ca cei care trebuie să învățăm meserie. Dar am învățat foarte multe de la ei pentru că nu de la oamenii propriu-zis, ci la faptul că avea scule și utilaje pe care noi în România la timpul respectiv nu le aveam. Ei aveau numai scule și instrumente din America, că cu un an sau cu doi înainte de a ajunge în Amenas, se făcuse naționalizarea industriei de petrol din Alger. Și acolo fusese înainte societatea Krebs din Franța. Și i-a gonit, pot să zic, la Revoluție, cum se întâmplă. Păi toți slujbașii francezi i-a trimis în Franța și a rămas numai algerieni. Și au chemat atunci pentru netreburi românii. Și ne-am dus noi acolo. Dar noi am pus mâna pe carte, am luat toate catalogele care, ca să învățăm să putem noi să le dăm lor. Și să vă adaptați la ceea ce era acolo. Bineînțeles. Și ritmul de muncă și condițiile de muncă deosebite. Căldura care era. Deosebite. Căldura, nu mai vă spun, că era 70, puneam termometrul pe bordul mașinii și arăta 70 de grade în plină Sahara. Și m-a prins noaptea. Că eu învățat ca în România, când mă anunță cineva că este o avarie la o sondă sau este o lucrare de importanță deosebită, să plec, să o rezolv imediat, într-o noapte am plecat la o distanță de vreo 100 și ceva de kilometri, că era ceva nimic. Dar n-a fost asta important. Era important faptul că era o vijelie sau o furtună de nisip. Nu mai vedeați nimic în fața ochilor. Dar aveam un Land Rover care avea și față și spate și prin dunele de nisip care se formaseră pe rută am reușit să ajung la sondă. Bine, era și un sistem acolo în sensul că s-a anunțat când pleci de la centru și
ca să știe cel unde te duci că trebuie să vii. Dacă nu veneai într-un timp care socoteai de cuvință, venea după tine. Când m-am dus acolo, eu am vrut să mă duc la, vă dau un mic episod, să mă duc la sondă direct. Dar șeful de districtul negru nu intra pe ușa asta. Înalt, era în mijloc cu mesii, că avea niște mese, făcea niște mese și la prânz și seara și dimineața, deosebite. Și păstrase locul lângă el, era o personalitate care venea lângă la el. Păi trebuie să mă duc la sondă, nu știu ce, totul se vorbea în franceză. Nu, mâncăm, vă duce, v-am oprit cameră, vă odihniți și apoi vă ceți la sondă. Asta a fost un mic. Altă mentalitate și da. Altă filozofie. Da. Ne apropiem chiar, iată, nu-mi dau seama, dar foarte repede de finalul emisiunii, nu mai avem decât vreo 3-4 minute. Da, domnul. Și ar trebui să revenim puțin la Boldești și să vedem cum a fost viața aici, la Boldești, la Schelă. Ce satisfacție aveți de atunci? Eu zic că am trasat cărări în toată Schela, de la Urziceni, Cărbunești, Aricești, de la Ceptura și până la Mălăiești. Sunt parcuși de mine și când mi spunea cineva că e la o sondă anumită, eu știam unde să mă duc fără ajutoare. Pentru că atâția ani de zile lucrând în Schelă, m-am învățat cu toate locurile astea și cu oamenii. Multe generații de oameni au trecut prin mâinile mele. A fost și bune și rele. După 1990 am reușit să mă duc și prin străinătate, dar cu o mențiune, nu trimis de conducerea Petromului, deși era și un coleg al meu acolo, ci la invitația Camerei de Comerț din Ploiești, care m-a uitat, nu mai știe de mine, dar în fine, aveam legături bune cu dânsii. Și am fost și pe străinătate, am văzut și prin Canada, Belarus, în Franța, în fine, multe. A fost frumos. A fost și lucruri grele, lucruri care trebuia să le rezolv imediat. În orice caz, colegii mei cu care am lucrat m-au înțeles și când plecau seara sau dimineața de la raport, nu vă exagerez, ei mi-au spus, nu eu, plecau cu jumate de caiet de notițe cu problemele care le ridicam eu în timpul raportului, ca să le rezolve dumnealor. Am avut niște colegi deosebiți, e puțin cam greu pentru mine acum că din câți colaboratori am avut, puțin mai mă sună acum decât de Paște, de Crăciun și de ziua mea. Dar foarte puțin. Iar cu colegii, cei mai buni colegi, și unul dintre cei mai buni a fost Popescu Dumitru Tică de la Moinești, care s-a dus, cu care țineam legătură, dacă nu zilnic, aproape o dată pe săptămână. Și al doilea coleg bun care s-a dus și acela, Popa Ion, care era ajuntul președintele Petromului, Popa Ion, că erau doi popi, și unul era Popa 1, unul era Popa 2. Eu am fost coleg cu Popa 2, care iarăși eram aburit și acela, și mai mi-a rămas un coleg la Moreni, Ilinca, cu care ne mai întâlnim prin telefon. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. Iată, timpul a trecut foarte repede, a zburat, dacă putem spune așa. Dar iată că ne-ați adus în atenție câteva amintiri de-a lungul carierei dumneavoastră, de-a lungul ceea ce ați făcut în această industrie de petrol și gaze. Și ce să vă dorim? Multă, multă sănătate și să vă puteți depăna amintirile în continuare la fel cum ați făcut-o și până acum. Iar pe dumneavoastră, stimați respectatori, vă las în continuare alături de emisiunea Pulsul nostru de televiziune și săptămâna viitoare vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Reușita. Până atunci, numai realizări!